Vă salut. 1 martie 2014. Am reușit să ajung după 3 săptămâni la stupi. Situația nu prea îmi place. Mi s-a scurs aici. Asta e miere. Din turtele mele, mortalitatea nu prea e, avem și ceva rosătură, am scos-o afară, am pus-o în colț. Avem probleme cu păsările în continuare. Deasupra, sub pomul ăsta. Aici curs mai mult. Nu știu dacă se vede, dar e din cap în cap. Nu mai miere. Și aici la fel. Nu știu din ce cauză. Am folosit pungi din alea la sul. Ce-o fi înăuntru, vom vedea. Am zis să desfac pe primul, că la el am filmat ultima oară. Să vedem ce-i găsi. Ora e 3:30, afară sunt cam 7 grade. Albinele nu zboară. Condens. Mucegai. Ia să vedem. Deci aici pe spate am mucegăit păturica mea. Condens avem mai peste tot, de jur împrejur. Aici în față să zic că e propolis, cred că au propolizat un pic. Exact turtele mele. Albinuțele au mâncat mierea asta cu protofil sau... sau a curs. Nu-mi place. Deci aici mi-a curs turta în hrănitor. Și deasupra are și un fel de spumă. O să le scot. Să vedem ce și cum. Albinuțele sunt sus. O să trag turta asta veche înapoi. Asta nu știu de ce a curs. E moale. La rețetă am folosit la fel, jumate-jumate. Probabil că a fost mai caldă deasupra ghemului și a stat ce a curs. Albinuțele încă rod în ea. Nici nu s-au deplasat în spate, au stat pe punga aia goală. Sigur au o puiet. E cam fric să le desfac. N-am nici fum, deja s-au agitat. Scot păturica, că pare udă. Și las de pe folia. Mucigai și pe spatele lăzi aici. Thank you.
nu e bine. În spatele lăzii să vedem ucigai. Deja mă atacă, sunt agitate. Asta să-l las un pic în față. Trag cu asta mai în față. Nu e bine. Ultima ramă în miere, parcă nu le-aș deranja. Să vede și aici, între hrănitorul meu și diafragma de polistiren, albinuțe. Deja am pete pe aparatul meu foto. Luați diafragma asta. Asta nu le mai pun, păturica nu mai pun. Punem decât celofanul. Hai! Lăsăm decât celofanul simplu, fără păturică, fără nimic. Cam nervos. Dar nu e nicio problemă, că mă așteptam la asta. O să iau pe toți la rând, acum să-i desfac. Să-l scot și sitele de la ordiniș. Să spăl mierea pe unde a curs. Și mai vedem. Dacă e ceva interesant, mai revin cu un filmuleț. Sănătate și numai bine!